Pompierii au trimis în comuna Pietroșan din Argeș 3 autospeciale și au suplimentat cu alte 2 după ce incendiul s-a extins de la o anexă la o vilă. Incendiul s-a manifestat violent la o anexă gospodărească de aproximativ 30 de metri pătrați, unde se afla o centrală termică și o magazie de lemne, dar și la acoperișul casei pe o suprafață totală de aproximativ 200 de metri pătrați. La momentul izbucnirii incendiului nu au fost persoane în interiorul locuinței, iar ulterior, pe timpul misiunii, paramedicii SMURD au acordat îngrijiri medicale pentru 2 persoane de sex feminin care au suferit atac de panică. Localnicii s-au mobilizat și au sărit cu găleți în sprijinul pompierilor, care după ce au epuizat toată apa din cisterne, au fost nevoiți să realimenteze dintr-un râu din apropiere în lipsa unor hidranți. Din cauza incendiului, drumul dintre Domnești și Pitești a fost blocat pe timpul intervenției, care a durat aproximativ 2 ore.